Membrii Cenaclului Literar Hiperion s-au reunit în grădina de vară a Palatului Culturii Teodor Costescu. În cadrul evenimentului au avut loc două lansări de carte și s-au comentat ultimele apariții literare. Totodată a avut loc și lansarea revistei de cultură și spiritualitate românească Hiperion cu numărul 7. Comunicări științifice, lansări de carte, precum și recenzii literare ale ultimelor apariții literare care poartă semnătura scriitorilor mehedințeni sunt doar câteva dintre subiectele abordate în cadrul unei noi întâlniri a membrilor Cenaclului Hiperion. Povestea satelor dispărute ale mehedințiului a fost comunicarea făcută de profesorul Marius Arbănaș, care a deschis subiectul discuțiilor legate de depopularea satului românesc și migrația tinerilor. O comunicare foarte importantă, fiindcă nu numai că ne aduce în memoria noastră anumite comunități locale care au migrat către oraș sau către alte centre rurale sau urbane mai importante, ele fiind izolate, dar cu această strămutare, să zic, a nucleului din acele sate, și cultura și spiritualitatea acestei comunități. Membrii Cenaclului Hiperion se întâlnesc lunar în cadrul unor evenimente menite să-i aducă față în față pe scriitorii mehedințeni cu criticii literari, dar și cu publicul. Acum, în această perioadă, grădina de vară reunește întrunirile Cenaclului Hiperion și noi ne bucurăm că găzduim astfel de manifestări și că o comunitate de oameni de litere și de artiști vin în seara, în fiecare lună, într-un mod constant și admirabil, în spațiile Palatului Culturii Teodor Costescu pentru lansări de carte, pentru recitaluri de poezie, pentru dezbateri, tot simpozioane. În cadrul întâlnirii a avut loc și lansarea ediției a 7-a revistei de cultură și spiritualitate românească Hiperion.